Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul emisiunii din această seară este o persoană care a fost foarte la modă în fotbalul românesc în urmă cu nu foarte mulți ani. Este vorba despre Cristian Borcea, căruia îi zic bun venit. Bună și seara. Dumneavoastră vă reamintesc că între 1995 și 2012, invitatul meu din această seară a fost unul dintre acționarii lui Dinamo, FC Dinamo și vreme îndelungată președintele executiv al clubului. Eu îi mulțumesc pentru prezență, cu atât mai mult îi mulțumesc cu cât e la prima emisiune mai lungă după ieșirea din detenție, după cum bănuiesc că știți, a avut destule necazuri și a trecut prin două perioade de detenție și de asemenea îi mulțumesc pentru că vă fac o mărturisire înainte de emisiune, pentru că într-un fel era de datoria mea, l-am întrebat domnul Borcea ce întrebări pot să vă pun, știți că unele vor fi incomode. Chiar dacă nu dă aprobarea, până la urmă tot le punem. Dar așa este elegant, că e vorba despre niște invitați pe care trebuie să-i respecti. S-a uitat la mine și mi-a spus, orice întrebare, știți bine că sunt antrenat. Sunteți antrenat, domnul Borcea, da? Dacă am crescut în galerie în Dinamo bine și după aia am venit la marketing, sportiv, director... executiv, vicepreședinte, președinte, adică acționar. Adică ați toate... toate treptele. Înseamnă că s-a antrenat. Dar spuneți-mi și mie, ce v-a determinat să veniți? Ați evitat emisiunile de televiziune până acum, mă rog, de expunere, să zic așa. Ne leagă prea mulți ani de colaborări din 95. Mi-aduc aminte... prima emisiune care a fost așa mai pentru mine șoc, eu n-aveam experiență. N-aveam experiență și nu eram la punct cu tot ce se întâmplă. Jucăm la Cluj și a dat Viorel Moldovan în ultimul minut. Și la Cluj o iei prin tribună ca să ajungi la tribuna oficială. Nu știu, cred că 95. Și eu eram cu Nea Cornel. Cu Dinu. Și Nea Cornel în față, eu cu... Aveți filmările. Bine, eu cu Parpalu. Erau la Pro TV, sau da, sunt la Pro TV. Eram cu el în spate și cu Bagiu de la Cluj. Așa. Și... noi, în ultimul minut, hoților, s-a strâns cum e tribuna oficială la noi, plin. Și când se deschidă ușa să intrăm, nu mai intrăm. Ce înjurături, ce cărămizi, nu mai... Și Nea Cornel, cu trabucul în gură, se întoarce către ei și... i-a luat la înjurături, la muncă, nu vă duceți. Ce sticle tu ai dat atunci? Da, eu nu mi-aduc aminte, mărturisesc. Acum, trebuie să vă spun ceva tuturor. Lumea se leagă de mine și nu numai de mine, că vă invităm pe cei care ați fost implicați în dosarul transferurilor și nu știu. Acum, nu e o... păi, dar nu e... Nu. Atunci au fost cele mai mari performanțe. Atunci au fost bugete de 10-15 milioane. Păi, pe cine? Porumboiu a băgat peste 30 de milioane, Iancu peste 30 de milioane, Copos peste 30 de milioane. Nu e o formă de nostalgie. Ați fost oameni care în perioada aia, cu bune și cu rele, ați condus fotbalul românesc. Da. Dădeam și bani, Neovidiu, și salarii de 300, 500, 700. Auzi, aveam și bugete și făceam și... La arbitrii dădeați bani? Cinstit acum, că s-a prescris. Eu niciodată. Eu mi-am luat toate măsurile ca Dinamo să fie arbitrată corect. Dădeați bani unor subalterni și aia se duceau niciodată. Niciodată. Nu aveau cum. Nu s-a întâmplat. Bun, eu să reamintesc că în perioada mandatului noastră, zic așa, Dinamo a câștigat 4 campionate. No, da? Mai multe. 2000, deci 2002, 2004, 2007. 2007. Da. Și atât. Deci 4 campionate. Da. Și 6 cupe. Și 6 între cupe. Care 5, dacă mă amintesc bine, nu, cu excepția lui 2002. 2001, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005. 2000 și 2010 am ieșit echipa deceniului.
Bun. Acum nu vă mai implicați, nu vă mai implicați deloc, afară deloc. De cotizația asta plătită deloc. Și de dumneata și de Patrick, băiatul cel mare, că o să discutăm deloc. Și de copii. Și știți bancul care circulă acum pe internet zilele astea? Îl știți sau nu știți? Nu, nu. Zice, Borcea are emoții în perioada asta, pentru că are 14 copii la evaluare și 8 la BAC. Asta apropo de faptul că aveți 9 copii, să vă trăiască cu mulțumesc, cât mai mulți, până la urmă cu atât mai bine. Cu atât mai bine. Vinovați suntem noi ăștia care avem puțin copii. Copiii sunt ceva extraordinar, un dar de la Dumnezeu. Bun, ne întoarcem la Dinamo. Fotbal. Spuneți-mi, ați cotizat pentru nouul Dinamo, viitorul Dinamo, să zic așa. Cred că orice dinamovist ar trebui să vină. E singura salvare. Am citit în presă Mohamed Murat, am văzut că exact. Ar fi interesat. În momentul în care ar fi el interesat, pentru că el oriunde a intrat, a făcut investiții. Eu am investit și eu în Olimp, 6 milioane într-un hotel și încă investesc, dar el a investit într-un an și ceva 35 de milioane, nu știu, cred că scoate banii 50 de ani. Dar acolo complexul amfiteatru, nu știu ce. Am fost acolo acum 2 săptămâni, munceau 600-700 de oameni. Ceva a ieșit din comun. Bun, asta e mai puțin. Ce păi dacă vine Murad la Dinamo, eu zic ați că este... fi tentat să veniți sau ce? Nu, nu, nu. Eu nu mai vin indiferent de situație. Dar Patrick, dacă își va schimba mentalitatea și opinia, pentru că el a fost foarte entuziasmat, dar după aia ce am pățit eu, i-a cam luat din elan. Da, s-a mai desumflat și el. Da. Dar eu am citit că ați venit cu 300 de mii, cu 350 da, nu, de mii nu, de euro. Nu, nu, nu. Am spus așa, dacă joacă pe Arcul de Triumf, așa, și ei ajung să facă toate abonamentele suporterii ca să ajutăm din nou. Să plătiți lojele. Eu iau toate lojele. Da. Și ceva, vă mutați dintr-una în alta la fiecare 5 minute. Asta e, mă descurc eu. Dar trebuie să venim fiecare din amoi să venim cu ceva. Și dacă la suporteri, eu ce am auzit, dacă ar fi să vină Murad, eu spun că Murat ar aduce foarte mulți oameni în jurul lui. Dacă stadionul Dinamo se făcea, Dinamo era cea mai puternică echipă din România. De bine, departe. Știți cum e, dacă și cu parcă se plimba în barcă. Tot, adică, Neovidiu, cum să vă spun? Vorbim despre 20 de hectare în Paragină, în centrul Bucureștiului. Unde există așa ceva? Bun, dar ce se întâmplă nu, acolo, unde există? După părerea există? Cum? Ați no, fost peste tot, în toată lumea asta. Nu, 20 de hectare în centrul Bucureștiului? Sigur, este o valoare inestimabilă, ca să zic așa. Bun, și e paragină. Dar cine e de vină pentru asta? Că nu e stadion, că lumea nu mai vine. Bine, acum nici nu poate să vină. Păi da, dar cine să fie de vină? Nu trebuie să găsească o soluție, pentru că toată lumea a spus că, domne, Badea este... Nu are nicio vină Badea. Badea ar vrea să se facă stadionul. Dar nu poate, din moment ce societatea este în insolvență, nu poate, domne, rămâi tu cu datoriile și eu îți dau bunul. Nu se duce la pușcărie? Poate să facă așa ceva? Da. Cristi, după părerea ta, Badea e de bună credință? Da, bineînțeles. De dar negoiță? E adevărat că tu, o să amestec, tu cu dumneata. Da, vorbești în Neovidiu. Tu l-ai adus pe Negoiță la Dinamo? Neovidiu, a fost pe lângă echipă, da, a fost de multe ori. A fost de multe ori și în cantonament cu mine. A fost la Săftica... El a fost mai întâi sponsor. Deci nu îi se poate reproșa că nu e dinamovist. Nu, nu, nu. Nu. A fost dinamovist. Nu. Pentru asta a venit lângă Dinamo. Și nu Negoiță că a ieșit fratele lui când era... N-avea nicio legătură. A fost dinamovist și a vrut să vină lângă Dinamo. Dar el a știut în ce să bagă. El a avut 2 ani de zile toate documentele de la Dinamo. El nu a luat de la mine acțiunile de la Dinamo. El, așa. Eu n-am fost niciodată în acționariat cu Negoiță. Eu, în momentul în care am ieșit în 2012, am dat lui Săvulescu și lui Badea. Apropo de Săvulescu, ce e cu el? Că văd că în urmărire generală, toată lumea știe unde e în Sardinia, nu mai e organele. Păi e dispărut Săvulescu. Dacă are
ce am citit și eu, dacă are cetățenie italiană, a fost judecat de un tribunal din Italia. Așa. Și n-a fost găsit vinovat. Și n-a fost găsit și toate astea, despre ce vorbim? Dacă om, ce am văzut eu, că soția lui și el au cetățenie italiană, sunt au cetățenie italiană. Apropo de Săvulescu, a circulat un folclor cu meciul cu Lazio, că Asta a fost întâmpenirea, Ovidiu. Ce să fie cu meciul cu Lazio? Astea... Era ușor euforic, să zic așa. No. Nea, Ovidiu. Ăla a fost meciul care ne-a dat în spate rău de tot. Da, pentru că... Nu e nicio explicație. Care ar fi explicația pentru ce s-a întâmplat? Nea, Ovidiu, dă-mi explicația la Steaua cu Middlesbrough sau la Steaua cu PSG. Ai explicație? Da. N-am. Păi nu, dar noi avem explicație. Noi dacă s-a jucat finala Liverpool cu Milan, 3-0 pentru Milan, nu? Așa. Trebuia să o echipă campioană, dacă luau, știi că noi mergeam direct în grupe. Datorită Așa. Coeficientului că noi mersesem în primăvara europeană și noi și Steaua și Rapid. Și nu știi că a bătut Liverpool, a făcut 3-3 în 40 de minute și a câștigat la 11 metri. La meciul de la Lazio, au luat amândoi fundași central cartonaș roșu. Moții și cu Goian. Nu l-aveam decât pe Radu Ștefan. Și Rednic, noi l-am luat al 5-lea fundaș. Rednic între băiatul Unițu, care era la echipa de juniori, și Năstase să bage. Păi orice antrenor îl băga pe Năstase? Da. Stase a gafat. Oricine nu se întâmplă la... Da, a fost suspectat că, mă rog... Nu există așa ceva la Dinamo. Nu? Astea sunt tâmpenii, Ovidiu. Noi ei aveau 3 milioane bani, 70.000 de... Noi și acolo și meciul cu Urziceni, gândește că eram de două ori în Liga Campionilor, aveam 50 de milioane minim în cont. Da, a fost o anchetă DNA legată de meciul și s-a închis, adică nu s-a... Ce ajuns... să vadă? Eu aș fi fost cel mai curios și cel mai... Știi ce s-a întâmplat. Să știi ce s-a întâmplat, dar totodată eram și dezamăgit dacă cineva m-ar fi trădat. Pentru că eu niciodată n-am crezut și nu cred că la Dinamo s-a întâmplat ca un jucător să trădeze pe Dinamo. Da, e posibil, numai că lumea se întreabă că imediat după aia Radu Ștefan a fost vândut la Lazio, chiar la Lazio, nu la altă echipă. Ești de prea mult timp în fotbal ca să... Radu Ștefan... Eu spun ce zice lumea. Eu sunt convins că Ștefan nu făcea așa ceva. Păi dar Radu Ștefan a fost singurul, a jucat fără... Păi știi cum a fost vândut Radu Ștefan? 1 milion la împrumut un an de zile. Așa? Și eu nu mai vreau să mai ia. Și Giovanni, care controla tot și era geniu și el făcea toate transferurile și toți jucătorii ta, a vorbit la Roma să-i dea un fax, să ne dea că ne dă 5 milioane pe Radu Ștefan. Și când au văzut ea de la Lazio, omora suporterii, adică cum era un jucător la Dinamo și îl lua Steaua de la Dinamo. Și așa am luat noi 4 milioane pe... Dar Radu Ștefan făcea banii. Era un fundaș. Cea mai bună dovadă că făcea banii. Păi cea mai bună dovadă decât că joacă de 11 ani. Capitanul Lazio și ce jucător din România a jucat 11 ani în campionatul italian, titular meci de meci. Bun, hai să revenim. Dumbocea, zici că dacă joacă pe arcul de... joacă pe arcul de triumf, cumperi toate lojele. Da, ce să fac? Nu te supăra că te întreb. Da, ai fost de acord. De unde e dumneavoastră bani? Cum ai făcut banii? Când ai făcut primul milion de euro, să nu zic de lei? Întrebare pentru Onassis. Da. Când ai făcut... Păi cu buteliile am început înainte de Revoluție, Nea Ovidiu, și cu buteliile le-am zis de atâtea ori în emisiune. Am scris și o carte adevărată. Detenție? Da, care am scris despre viața Câte mea. Câte cărți ai scris în detenție? Două. Așa. Dar am scris numai de Dinamo. Viața mea și de Dinamo, nu altceva. E în regulă. Zic cum a fost cu butelii. Chiar așa din butelii poți să devii... Și acum, tot butelii fac. Deci după 30 de ani tot butelii fac, nu fac altceva. Tot gaz, petrol și gaze fac. Nu fac altceva. Dacă ce am învățat, orice m-am băgat, ce n-am învățat, am pierdut. Cristi, și... Am 3.000 de angajați. Și am agricultură și turism.
sunt acum. Cu Nețoiu faci, e adevărat că s-a afacere acolo, da, la cetate. La cu... cetate, da. Ai luat teren? Avem pământ? Un... Avem aproape... Mașini agricole, ce ai? Tot avem. Nețoiu e pericol cu el. E toată ziua acolo. Are o poftă de muncă la întinerit. Am acolo înțeles că s-a mutat, că stă acolo, nu mai stă. Nu stăm, dar majoritatea timpului el stă la un dat era la Vincon, de la Vincon s-a mutat la agricultură. Nu. Acum este la agricultură, este asociatul meu, prietenul meu și fratele meu. Și vă merge bine? Nu, da. Acceptabil, după cum spui că poți să cumperi toate loșele, înseamnă că vă merge chiar bine, adică nu... Merge bine. Președintele, fostul președinte al Ligii, a zis că ai făcut 70 de milioane de euro cât ai fost în detenție. E adevărat sau e societățile? O glumă? Au scris în Ziarul Financiar, Nea Ovidiu. Deci, confirm. Păi nu confirm, au scris în ziarul, ne-am indicat că s-a luat după Ziarul Financiar. 70 de milioane de euro. Dar în 6 ani. Păi bun, ai stat, deci, odată 2014. 4 ani și 4 luni, da? Și o dată 9 luni. Da. 6 ani. Dar odată pentru dosarul transferurilor care, pe care îl știe toată lumea? Care știe toată lumea și îl cunoști foarte bine, cunoști fenomenul. Deci la Mitea, la toți jucătorii, așa s-a întâmplat. Știi că eu aveam Consiliul de Administrație format din trei sferturi din Ministerul de Interne, șeful Gării, șeful General. De general, da? Eu nu făceam parte. Eu aveam mandat cu tot, scria aprob, transfer de și... La Mitea, știi, n-au înțeles. A venit Giovanni, știi, când l-a luat de la Barcelona, l-a furat de la Chirilă. Așa. Știi, da? Da. L-a adus la noi. Borcea, 6 luni. Dacă probă, îi dai 5.000 pe lună și dacă îl oprești, 20.000. Și a jucat la noi. Noi aveam atunci bârfurile Marius Nicolae, Mihalcea, Tuiu. Și n-am... Aveam Dănciulescu și cu Niculescu aveau 10.000. Și n-am vrut să-i dăm 20.000. Normal, dacă a venit liber, fără niciun ban, nu trebuie să-l dai liber? Da? Giovanni l-a vândut la... Adică l-a vândut. Și-a luat comision, l-a dat la Ajax 710.000 pe factură. Și pe mine m-a pus să plătesc că deci trebuia să-l înregistrez eu și eu să-l dau la Ajax. Noi n-au înțeles cu jucător liber. Păi zic, dom'le, Mitea, Ajax-ul i-a dat vreo 3 milioane în 2 ani. Eu l-am luat liber de la Ajax. Și după aia mai dat și eu bani ca să plece. Să duc la... Deci, Cristi, tu zici că în dosarul transferului n-ai avut nicio vină. Păi ce vină să am... Eu am avut multe la viața bube, mea. Multe bube, da. Dar în asta, Nea Ovidiu, păi ia-l pe Mihalcea, l-am luat cu 10 milioane, l-am vândut cu 1 milion, iar l-am luat gratis, iar l-am vândut cu 300.000. Păi nu trebuie să dai comision? Dar nu cunosc detalii, mărturisesc. Adică nu știu exact cum e dosarul, cum... N-am... Da. Asta e. Bun, dar a doua condamnare, aia păi cu ce? Păi a doua? M-am dus terenul la CEDU. Pe litoral sau ce? Păi, Nea Ovidiu, am fost de 3 ori achitat, cumpărător de bună credință. A luat Giurgiu Canu de la Movilă, un drept. Așa. Litigios. Săvulescu a luat de la Giurgiu Canu și eu am luat de la Săvulescu 12,5. Am fost a treia mână. Toate instanțele până acum de aia n-am tratat eu. Am fost achitat, cumpărător, nu e normal. Și ai mai făcut și acolo 9 luni. 9 luni. Și eu să-ți arăt că o să vezi că o să câștig la... N-am fost audiat. N-am fost... Nu m-a cunoscut nimeni din primărie sau să declare că m-a văzut vreodată. Sau că am... Păi dacă eu n-aveam treabă, dar cum ai lua de la treia persoană? Și ce să câștigi acum? La CEDU am făcut. Ai făcut la CEDO, da, pentru acest, da, această speță. Da. Pentru astea 9 luni. Da. Bun. Tot vorbim de închisoare, de pușcărie. Da. Sună urât pușcărie, dar asta e. Asta e. Cum a fost? Ai stat în celulă cu Victor Giovanni, Recal. Cu Giovanni și cu Victor. Și cu Giovanni și cu Victor. Cea mai mare, cel mai mare noroc al meu. Nu de puteam ce? Să ne au video. Am eu adrenalină, sunt făcută. Dacă nu aveam pe Giovanni și pe Victor, eram... terminat, că eu sunt mai o fire, mai sensibilă, mai până mi-am revenit. Amândoi mai tari decât tine. Da, normal. Giovanni la început a fost cel care ne îndruma și ne...
Era un fel de șef. Da. Păi oriunde a fost, a fost, el a fost șef. Bun, și spune-mi, e adevărat, așa cel puțin vorbea lumea, da, că aveți o celulă de lux, cu, am auzit că puteți să faceți fitness, că nu știu ce. Unde ne-au Ovidiu, că așa veneau, da, era spectacol, când veneau cu cei de la curs, veneau, dom'le, vrem să vedem și noi celula lui Borcea. Ne-au Ovidiu, știi cât era? A venit și doamna ministru, după aia, când s-a zis la televizor. Da, da, pentru că s-a creat o rumoare. Păi eram 12 în cameră. Dușul știi unde era? La 500 de metri, dușurile. Păi unde? Păi unde, dom'le, aveți duș în cameră? Nu. Păi noi, eu și la Poarta Albă, și la Jilava, la Jilava făceam, aveam pe secție, făceam 200 de persoane dușuri odată. Aveam o oră, ne-au Ovidiu. 200 de persoane. Dar n-a fost nicio celulă în care să stai numai tu cu Giovanni? Niciodată. Niciodată. A, celulele de-astea cu mai multă lume. Bineînțeles. Niciodată. La Jilava eram 4. Giovanni a venit, asta a fost scurtă perioadă. Eram eu cu Victor în cameră și cu încă 2. Dar o celulă de 10 metri, fără duș. Și atâta era... Fără, că, ia, atâta, jumate era baia. O giuvetă și... Și cu șobolani, adevărat? Da, sau? Era adevărat. Eram, lui Victor nu era, îl sculam pe Victor când moceam la toaletă. Moceam, aveam, erau de-alea turcești. Așa, ce crezi, da, că da, e da, ca la adică... Four Seasons? Și dădeam cu ăla bidonul, dădeam mănușa să fugă. Și când l-am văzut prima dată, l-am sculat pe Victor noaptea. Nu mă duceam la toaletă decât îl sculam pe Victor. Bun, dar eu am citit sau am auzit, a spus Giovanni, că aveați abonament la Digi, că vă uitați la televizor, că, păi și asta... că aveați un, cum zicea el, un filipinez care făcea curat. Ce? Nu ne uit. Deci, la Digi nu aveam, când am venit, la Jilava era Digi. Unde a fost mai bine, la Jilava sau la Poarta Albă? Mai bine, mă rog, mai bine nu în rău. Nu, nicăieri. Deci, și avantaje și dezavantaje în ambele părți, ne-au Ovidiu. Nu, dar dacă, zici... Doamne ferește, așa, ad absurdum, să zic, acum ai mai fi condamnat, unde ai vrea să te duci? Nicăieri. Asta mă, că mi-ajunge. 5 ani și ceva, ne-au Ovidiu, nu mai vreau. Da, e adevărat. Nu, mai, e prea mult. Unde condiții mai bune, la Jilava sau la Poarta Albă? Ne-au Ovidiu, nicăieri nu sunt condiții bune. Hai să vorbim deschis. Adică, pușcărie e pușcărie, nicăieri, nu e teatru. Oriunde ești, la ora 7 să închide ușa, da? E, depinde de regimul care l-ai. Nu e... Deci asta e o poezie, că... Că ce... Aveai sală de nu știu ce, ce de sală? Nu există spaliere, sală, unde există... făceai gimnastică. Și... Ne-au Ovidiu. Păi da, nu, în primul rând... Bandă dar... pe care alergai. Păi, ăsta e folclorul care circulă. Folclorul care a fost, păi de-aia au venit 10 controle, nu știi, că au venit și doamna ministru Prun, a mai venit alții, au venit... Și când ne-a văzut, păi eram pe două, la aveam pe 3 rânduri. La când am venit la Poarta Albă... Paturi pe 3 rânduri? Da, bineînțeles, da. Nu eram pe... Când a venit în control, eram decât pe 2. Așa. Da, și... în timpul detenției ai și lucrat? Ce ai lucrat? Da, bineînțeles. Am lucrat la spălătorie, am lucrat la... pe hol, dădeam cu mopul. Ah, deci acum acasă... A, sunt meseriaș. A? Da, zice... Noroc cu soție, că nu mai face curat. Tu ești cu mopo acum, nu? Am lucrat la centrala termică. Păi la centrala termică ce făceai? Puneai cărbune, ce făceai? Nu, n-au Ovidiu. Scotea cum scotea alea, dai drumul la apă caldă, oprei. Era cu... Trebuia să... Apă caldă în era? Primii 2 ani aveam decât de 2 ori pe săptămână. Și după aceea s-a dat 3 ani. Și după acei ultimii 2 ani s-a dat că era o oră pe zi. Da, interesant. Spune-mi, Cristi, cu psihicul cum ai stat? Ai fost prăbușit vreodată? Abia la început am fost, dar m-a luat Giovanni și mi-a dat am vrut să iau toate medicamentele. Cel mai rău pentru mine de la meciul cu Râzniceniu
Am ajuns să iau foarte multe medicamente de somn. Adică iau Xanax, iau Imovane, Dormicum, Diazepam. Și acum mai e? Da, și acum, da. Păi de ce? Acum nu te-ai echilibrat, nu, să zic așa? Păi dar nu am în ai pușcărie... Ai trei copii din căsătoria asta. S-a acutizat. Dar eu am început să iau de când am pierdut campionatul cu Ruziceniu. Deci pierderea campionatului te-a dus la... M-a costat cu operație pe corp, zice, dom'le, nu mai vin fotbal, unde să mai vin? Deci m-am și nenorocit, m-am dus și la pușcărie, am dat și atâția bani, am plătit și la Dinamo o grămadă bani, am dat și la stat, am dat 3 milioane și ceva, m-am și operat pe cord, pe câte să mai fac? Auzi, Cristi, spune-mi, ai făcut la un moment dat vreun calcul de când ai intrat în fotbal, deci practic 95-2012. Da. Câți bani ai câștigat și câți bani ai pierdut? Păi din fotbal? Da. Păi cine? Arătați-mi cine a câștigat din fotbal, Neovid. Nimeni. Era nașul Gigi Becali până acum 2 ani. Dar de 2 ani a început să pierde și el. Și tu cât ai pierdut? Ai calculat vreodată? Mult, Neovid. Știi cum erau vremuri, n-are rost să mai discutăm acum. Porumboiu zice eu... că a pierdut 40 de milioane. Da, eu-l cred. Eu am spus fără să-mi spui 30 de milioane. A pierdut peste 30 de milioane. Înțelegi așa? De și Porumboiu. De Porumboiu am spus, da. Erau ambiții mari, Neovidiu, când... Păi eu le dădeam primă de... Au jucat și pe 30 de mii și pe de jucător. Jucau 1500 de euro, punctul. La o victorie erau 4500 la o victorie. Cum e campionatul de azi comparativ cu ăla, păi, să zicem, dacă eram acum 2010. Și aveam jucătorii care erau, mergeam cu jucătorii în vacanță, îi lăsam să înceapă 5 etape, ne întorceam și tot câștigam la 15 puncte. Ce campionat e ăsta? Ăsta e un campionat, după părerea mea, Hagi cu și-a făcut o structură, ceea ce începusem eu la Dinamo, când am făcut Dinamo Câmpina, Dinamo 2. Eu da, aveam... sateliți ăștia. Păi aveam 1,5 milioane bugetul la centru de copii juniori. Plecau în cantonament în Antalya, plecau cu autocarul, echipa a doua și centrul de copii juniori. Am luat 4 autocare. Domnul Badea pierdea ore întregi pentru centru de copii juniori. E Hagi care s-a făcut, Craiova care are foarte mulți sponsori, a luat și ceva bani pe niște jucători și are un merchandising bun. Da, și stadionul nou înviorează foarte multă activitate. Dar gândiți-vă ce înseamnă dacă Steaua nu era bătaia asta cu Steaua, cu FCSB, cu stadionul Ghencea, cu 30.000 de oameni, cu baza care a făcut-o nașul de 15 milioane, era nenorocirea după lui, nu putea nimeni să-i mai stă niciodată. Acum, cred că te întreb degeaba între FCSB și CSA Steaua cu cine ții, că e clar că ții cu nașul, adică cu FCSB, nu? Amândouă, tot ce este de Steaua, eu i-am spus în fața lui nașul. Eu, când a fost atunci, dar să pe locul 12, mergeam direct, indirect, tot, numai să te trimit în divizia B. Mi-am dorit mult. Ai rămas cu aversiunea asta? Da. Păi și acolo, la penitenciar, când era Dinamo Steaua, nu, era nenorocire. Dar eu mi-aduc aminte, cum să spun, cu ce în fază spuneai așa la proces și la recursul etapei, că cea mai tristă zi din viața ta a fost când a câștigat Steaua. Pentru noi, nu. Pentru toți dinamoviști. Cupa campionilor. Pentru toți dinamoviști. Mă rog. Da, Neovidiu, da. Aveam și o bucurie. Nea Mircea Lucescu, ce a spus, a avut dreptate. Păi, Dinamo juca cu Hamburg, cu Minsk, cu Aston Villa, cu 70-80 de mii de spectatori. Steaua ia meciul cu Anderlecht sau cu Sisilact. Erau 10.000 de spectatori, restul numai soldați. Steaua a început să aibă suporteri după câștigarea Ligii Campionilor. Iar pe noi nu ne-a depășit după 90. Noi ne-a depășit când au luat atunci 5-6 campionate consecutive. Când noi eram la desfințare, când am venit eu cu Nea Cornel în 95. Bun, se poate spune că Dinu e cel care te-a adus în... Păi nu, Nea Cornel m-a adus și Nea Cornel a salvat Dinamo. Dacă nu...
Știi foarte bine că eram cu chitanțierul, eram cu parolul și cu alea, la Alex, când ne vedeam 95-96 și dacă nu era, se desfința. El, Nea Cornel, alături de Tărăcilă, de Cico Dumitrescu, Dumnezeu să-l ierte. Bun, crezi că Dinamo de azi se poartă cum trebuie cu Dinu sau ar trebui să aibă altă atitudine? Nu, pentru că știi de ce primul lucru care ar trebui să facă este, băi, Dinule, ia stai mă jos. Păi Nea Cornel, știi ce mi-a făcut? Cristi, nu mai avem bani, trebuie să salvăm. Plăteam după anul, l-am plătit vreo 2 ani, milioane. Am luat jucători de 200, știi cât avea pe an Petre Florentin, Hăldamne, Sălerte, Mihal, 10 jucători la echipa națională, aveau 2000-2500 pe an, pe an. Știi cât m-a pus să-i fac contractul? Eram director de marketing, dar eu aveam o relație că mă crescuse Țânlar. Știi cât m-a pus să-i fac contract? $1000 pe an, lui Țânlar. $1000 pe an? Pe an! Bine, e adevărat că dolarul era mai tare pe vremea aia, da. Da, bine. $1000 pe an tot era nimic. Da? Când i-am spus Țânlar, băi, trebuie să ne salvăm, trebuie să facem $1000 pe an. Cum $1000 pe an? Atât! Bine, asta. Dar nu mai erau și niște bani pe de-alături, bani negri, să zic așa. Nu, erau, ne-au video. Luasem echipa pe locul 12-13 și ne-am dus până pe 3 în cupele europene. Apropo de cei de azi, văd că și Prunea și probabil și Dănciulescu vor pleca. Ce părere ai de asta? Eu am spus, Prunea este unul dintre cei mai buni conducători din România. Bine, e la final de contract și de acum viitorul lui Dinamo e incert. Dănciulescu, am spus-o, dacă aș fi fost eu la Dinamo, l-aș fi pus, nu conducător, conducător, Neovidiu, trebuie să fii genul cum am fost eu. Eu eram conducător, dar eu dacă la jucător, dacă, ce să meargă, ce vină are Bălănescu sau Prunea? Sau Prunea nu trebuia să vină, că știind personalitatea lui și cum este și nu are bugetul la dispoziție, nu trebuia să vină. Păi ce vine au Dănciulescu, Prunea sau Bălănescu dacă nu au cașcavalul? Știi ce am zis eu când am câștigat în 2000? Totul se învârte în jurul cașcavalului, da? Cașcavalul fiind bani, ca da, să știe lumea, da. Ce e vorba. Da. Păi dacă eu mergeam, eram conducător, spuneam, domne, aveți banii mâine, veneam cu geanta și dădeam banii. Păi da, păi, da, vezi ăsta negoiță pe care nu poți să-l plângi că n-are bani, dar n-are gaz, adică păi nu e... Nu. Are foarte mulți bani, dar nu vreau omul să mai dea. Adică tu crezi că are și nu vrea sau nu are? Nu, de bani Negoiță are afaceri și are bani, dar nu vrea să mai implice. Știi cum a ajuns Neovidiu? Dar de ce să mai fiu eu înjurat pe banii mei? Să dau și bani să fiu și înjurat? Eu aveam discuție cu galeria. Băi, eu sunt între voi. Băi, nu mai îmi jurați acționarii sau sponsorii. Jurați-mă pe mine că eu sunt antrenat. Sunteți nebuni? Pleacă! Treabă, eu avea așa. Da, da. Bine, acum bani la galerie dădeai, da? Nu. Adică cum? La mă ocupam să aibă, pe când am dat păi tocmai dădeai ca să te aplaude pe tine, să-i înjure pe ei. Păi mă înjurau pe mine. Eu le ziceam să mă înjure pe mine. Niciunul dintre ei n-a fost înjurat, niciunul dintre ei. Eu la locul 2 aveam gardul vopsit acasă. Nu-ți aduce aminte că puneai pe da, prima da, pagină? Da, 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 da. La locul 2. Păi cine? Dar eu le spuneam să mă înjure pe mine? Că dacă mă înjurau, săracul cum era Vasile Turcu, bun, ceilalți sau sponsori, plecau. Că oamenii ce gândesc? Nu erau ca mine să vină dintre ei, să înțeleagă. Patrick, când vindeam un jucător, cel mai mare problemă e cu el. Ce, plângea? Da, plângea. Lasă-mă în pace, nu mai vorbesc cu tine. Vrei să ne bată steaua, să fie mai bun ca noi. Bun, acum de ce nu se implică Patrick? Mai mult, să zic a așa. A văzut prin ce am trecut, Neovidiu. Deci, Cristi, este exclus ca vreodată să te întorci în fotbal și la Dinamo. Neovidiu, dacă mă întorcem, mă întorceam decât la Dinamo. Nu mă interesează. Adică nicio altă variantă nu e în picioare să treci lângă Nașul, lângă Gigi. Doamne. Ha? Nu. Păi cum? Dacă e Nașul, trebuie să-l respect și ține. E patron la FCSB, ții și tu cu FCSB-ul. Niciodată, Neovidiu. Deci niciodată dinamovist ești, dinamovist o să mori. Așa m-am născut. Ce... Așa te-ai născut dinamovist? Nu sunt dinamovist de la să mă operez.
Auzi, Cristi, ai 9 copii, mai zic o dată, să-ți trăiască. Mulțumesc. Băi, e greu. Cum îi reușești să-i aduni vreodată pe toți? Am reușit astă vară, Nea Ovidiu, chiar eram în detenție și am avut permisie de ieșire din penitenciar de 5 zile, în iunie, iulie și august. Cu ceilalți mă văd foarte des, dar cei din America de astă vară nu i-am mai văzut. Adică cei din a doua căsătorie. A doua căsătorie, Alex și cu Gloria. Da. Bun, vreunul afară de Patrick va fi dinamovist, convins? Bine, ăștia cu Coco. Pelinel sunt încă foarte mici, nu? Este adică... și Coco, cel de 17 ani. Și ăla e tot dinamovist? Da, bineînțeles. Adică, toți, cum toți. Să spun, sângele apă nu se face. Normal. Da, bun, hai să vedem ce mai scrie pe aici. Tot vorbeai de perioada în care Dinamo era una din echipele de frunte sau chiar numărul unu. Neovidiu, nu să cât am fost la conducere acolo după ce am început, chiar cu începând cu pierderea campionatului din 99 în fața Rapidului, Dinamo a fost echipa care a cumpărat tot ce a vrut, a avut cele mai bune condiții și cele mai bune contracte și am ieșit echipa deceniului. Nici pe timpul lui Ceaușescu nu s-au luat atâtea trofee. 2000-2010. Nu? Avem diploma. Mi-a dat diploma. Tot e discuția asta care a început, de dor, Craiova. A început și nu se mai termină. Cine era mai influent în perioada aia? Dinamo sau Steaua? La ce te referi influentă? În perioada 90, înainte de 90, pe vremea lui Valentin și așa mai departe. Neovidiu, chiar dacă Valentin Ceaușescu nu se implica, simplu fapt că se ocupa de echipă, că exista, dar de ce să nu recunoaștem că avea o echipă foarte bună? Ce să mai... Deci, despre ce să... În perioada 86-89, până i-am bătut noi 3-0, când a început Nea Mircea să facă echipă, au avut echipă mai bună. Cum am dominat noi 80, Craiova a dominat 79, 80, 81, am dominat noi 81-84, am luat 3 campionate, 2 cupe. Au fost perioade. Bine, 83 a fost și perioada Craiovei, când Craiova a făcut performanța internațională. Păi da, eu sunt și jumate oltean, ce bucurie, a jucat cu Kaiserslautern. 83, ai... Da. Și după aia... Cu Shamrock Rovers, cu Fiorentina, cu... Da. 3-1. O cum să ia 3-0, a dat 3-1. Uite, și... nu știam că ești oltean. De unde ești? Mama. A, după mamă ești oltean. Da. Și după tată? După... Din București. Din București. Bun. Vreunul din titlurile lui... Tu poți să acuzi că vreunul din titlurile lui Dinamo a fost furat sau l-a pierdut Dinamo ăla cu când a câștigat Urziceniu? Nu, ne-a ovit. Nu. Acolo nu mă iau după tâmpenii. Acolo a fost o... S-au aliniat să îl dea afară și pe Simao. S-au aliniat astrele împotriva voastră. Păi stai puțin. Noi era 3-1. Vezi, eu tot timpul am câștigat campionate și am pierdut campionate. Războiile se câștigă din tipică reală. Așa. Noi aveam 3-1. Mircea Rednic le-a spus la... Chiar și înaintea meciului cu Timișoara, ce echipă, cu Gigel Bucur, cu Valea, cu toată echipa. 1-0, 3-1 pentru noi. Și le spusese înainte. Și vorbise și eu cu el, Cristi. Urziceanu joacă pe Bilaș cu o pasă lungă, l-aveam pe Tamaș, care era în echipa națională, era cel mai bun fundaș din România. Și i-a dat Tudor cartonaș galben în minutul 88. Cum să nu fie ghinion? Și a stat cu Urziceniu. Aha. Da. Mi-a Ovidiu, cum să nu fie ghinion și blestem când în 3 săptămâni, noi aveam 4 puncte față de Urziceni, în 3 săptămâni, 3 jucători cei mai importanți, Bratu, golgeterul campionatului, Lobonț și Pulhac, pe fiecare săptămână nu fac o accentare simplă, fac ligamente încrucișate. Da, nu mi-aduceam aminte de... Aveam 4 puncte avans. Bratul la Cluj, 1-0 pentru noi, de Bratul gol. Ligament încrucișat.
Parcă ești, cum se spune, istoria fotbalului românesc privită spre Dinamo. Ce să facem? După aia Lobonț și după aia Pulhac. Bun, dar a contat și Dan Petrescu? Păi a contat, normal. Antrenor bun Dan Petrescu? E cel mai bun. El, nu vede că din orice face să joace. Fii atent. Nu deci știu dacă asta... face să joace, dar face să câștige. Aia e clar. Neovidiu, îți dai seama cât de diabolic ești, ce deștept. După meciul cu Steaua, câștiga meciul. Da, și a jurat echipa. E cel mai slab meci, că nu știu. Dacă joacă așa, nu ocupă locul 3. Deci îți dai seama, că ca să-i țină în priză. Umblă la psihicul jucătorilor. Bineînțeles. Auzi, Cristi, dar legat de Urziceni, de perioada aia... aia destul de furtunoasă, din câte zici tu, povestea cu Meme și cu Trabucu, te-ai împăcat cu Meme Stoica? Da, bineînțeles. Dar cum a fost cu ea zi cu Trabucu? Că... Tot nu te-ai lăsat de obiceiurile de la proces, de la recurs. Păi nu, dar n-ai spus niciodată. Toată lumea a comentat, a interpretat. Cum a fost? Nu, a fost o discuție. Că ai stins Trabucu. Nici vorbă, nu? Nu. Dacă îi stingeai Trabucu pe frunte, unde rămânea semn. Rămânea semn, normal. Da, mă rog, v-ați certat? Da, ne-am certat. De mamă sau așa? De toate. De toate. Cristi, cel mai mare regret al... Ai stat în fotbal 17 ani, nu? Da. Nu te mai întorci niciodată, adică vreau să... Nu. Că poate te... Nu, exclus. Pentru că eu știu ce vor suporterii. Suporterii Dinamo, zic, doamne, dacă pe vremea lui Borcea, dacă se întoarce Borcea, dacă nu știu ce. Deci, să-și ia gândul, nu te mai întorci niciodată. Nu, am trecut prin prea multe. Ca să mai... Bun, care ar fi cel mai mare regret legat când de... Când am mers în Liga Campionilor, ce să mai... Bine, aia a rămas în folclor. Păi lăsați-ne în pace că ne pregătim nu, de... Nu, lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor. Aia e folclorul fotbalului. Păi da, am... Și n-ai ajuns niciodată. Am luat campionatul, am jucat preliminarii, dar noi ne-am pregătit, dar n-am ajuns. Bun, acum că campionatul e spre final, ia zi, Nașu are vreo șansă? Nu. Cât e Dan Petrescu, nu are nicio șansă. Păi dacă îi spui asta, nu se enervează? Nu. Da. Adică a început și da, nu știu... Gigi Becali să conștientizeze asta? Nu, Neovidiu, dar problema știi care e... În locul lui, dacă nu era el, Steaua era desființată? Nu avea niciun... Da, mă rog, rămânea Clubul Sportiv al Armatei ăla care... Așa, în divizia ce? A, ce aș fi vrut asta, Neovidiu? Te-ai fi bucurat, nu? Dar... Eu ce să mai spun, că nu vreau să-i încurajez, că după aia se schimbă, să ducă... Dacă s-ar uni să facă Steaua asta cu stadionul, să aibă stadion, Nașul a băgat 15 milioane în baza de la... De la Berceni. De la Berceni. Bun, și ce ar trebui? Tu zici să se unească ce? CSA cu FCSB? Sunt plini azi ce fac. Păi dar îți dai seama și toate galerii, suporterii, stadionul plin, 30.000. Păi îți dai seama cât generează marketing... Da, câți se bani? Pare că sunt pe niște poziții ireconciliabile, din câte înțeleg eu, adică... Și eu spun eu că eu dacă mă sunt în locul, nu știu, că așa are bani mulți și, dar nu știu cât va mai... E mai bogat ca tine? Mult mai bogat. Eu zic că e în primii trei în România. Eu joc la, în capitolul ăsta, eu sunt la junior, Neovidiu. Tu ești la junior, cu 170 de milioane făcute numai pe timpul pandemiei. Stai puțin, că suntem mai mulți asociați, sunt societăți, s-au făcut și investiții. A, adică nu sunt 70 de milioane, făcut afacerea, dar nu au venit toți la tine. Nu, păi suntem doi asociați, Neovidiu, și au fost investiții, sunt... Păi, bun, și zi-mi și mie, cum e... Această prietenie legată cu Nașul zice, trage hăiți și tu tragi cea. Adică niciodată nu vei fi aliat cu Nașul. Păi sunt toată viața și tot timpul aliat cu Nașul în afara... Afara lui fotbal. În afara fotbalului. Așa am fost tot timpul. Ce crezi că între noi au fost ambiții foarte mari. Nu, săracul nu a pățit-o și din cauza mea cu Clujul, cu... Geanta. De ce din cauza ta? Păi trebuia un meci nul cu Dinamo. Dinamo nu mai era mai mult de locul 3, nu cobora, nu urca. Așa.
Și nu știi că l-am bătut cu 2-1. Și a câștigat Dinamo. Păi și nu ți-a zis, finule, hai domne, dă-ne meciul. Omul mi-a spus, domne, ți-a sugerat, dar... probabil, când ți-a spus direct. Da, domne, ce-ți trebuie, ce... Eu am băgat cea mai bună echipă și le-am dat și primă și am chemat și părintele și am pus în genunchi. Și eu cu ei. Adică ce, să sfințească echipa, să zic? A presiune mare am creat, mă uit. Numai să nu câștige da. FCSB-ul, mă rog. Le-am spus un singur lucru. Care, asta a dispărut de la, de la Dinamo. Mă, dacă Steaua câștigă campionatul în Ștefan cel Mare și sărbătoresc campionatul, eu, conducător, voi, jucător, mai puteți să... Voi nu mai puteți să jucați niciodată pentru Dinamo, eu nu mai pot să mai fiu a doua zi la Dinamo. Aha, și ai ambiționat prin asta. Nu, păi nu era adevărul ăsta? Bine, așa de... Cum să spun, tu ai o judecată de-asta extremistă când e vorba de roș-albastru, că acum FCSB, CSA, Steaua, Dumnezeu știe. Nea Ovidiu, gândește ce oameni erau atunci. Era așa, Pinalti, care avea echipă, era Neajan, avea echipă, Marius Stan, avea echipă la Galați, Penescu, după aia era Copos, Nașu, Iancu, Porumboiu, crezi că Michitelu. Are dreptate Porumboiu când zice că a pierdut 40 de milioane? Da. Da. Pentru că știu că am luat jucători de acolo. Știu ce salarii dădea și ce prime juca. Bun, și ce era și între are noi. Și dreptate când spune că ei au fost furate niște titluri? De către CFR, firește. Dar Ovidiu, asta... Nu, nu pot să, să-ți spun și nu, nu... Vezi, uite, eu nu acuz pe nimeni. Eu am pierdut... trei campionate am pierdut în ultima etapă. Am câștigat și unul. Adu-ți aminte cu Dinamo Rapid, când ne trebuia să-i batem pe Rapid, a dat Goian pas la portar la Burdujan, era Răzvan Lucescu la Rapid și ne-a egalat 2-2 în 89. Da? Eram campion. După aia am bătut Piteștiu și eram campion. Când am bătut Steaua pe Timișoara, în ultima etapă. Da? Așa? Curziceniu. Ce să mai spunem Curziceniu? Zi. Când noi atunci, aveam... ăla a fost un eșec pe care l-ai acuzat, din ce știu eu. Eu s-a acuz de altcineva? Da, adică întâmplarea că ai pierdut titlul atunci. Nea Ovidiu, nu ți-am spus? Păi noi cu patru etape înainte aveam patru puncte avans. Și se accentează fiecare, așa. Cu Rapidul, după aia, cu Rapidul 89-90, nu meci, nu, noi eram campioni. Da. 98-99. Dar am pierdut trei campionate. Ai auzit să acuzăm noi, domne, s-au făcut, sau... Nu. No. Da, se poate spune că în perioada aia CFR Cluj avea influența cea mai mare în campionat? Că e dirija arbitrică. Ce susține, ce sugerează Porumboiu? Că a făcut toate jocurile, se făceau la Cluj. Nea Ovidiu, era perioada când ne acuzam unul pe altul, ți-aduce aminte și ce... Că de aia, decât începea emisiunea și după aia nu mai scuteai niciun cuvânt, ne lăsai pe noi. Dar puteam să și plec, adică era suficient. Ne ziceai, a, Cristi, o oră jumate terminăm. Terminam peste 5 ore, 6 ore. Suficient de înverșunat. Da. Era spune... perioada când cream mult marketing. E adevărat. Dar eram, noi ce spuneam, așa credeam. Da, acum, cum să spun, aveți și această tinichea legată de picior, că totuși erau tot soiul de aranjamente. Tot soiul ce aranjamente, de... n-au Ovidiu, că eram în primele 10? Erai la meciul ăla, scuză-mă, da. Ceahlăul cu Dinamo, care a fost un blat. Păi eu am fost, care e blat evident, că a fost anchetat și de DNA, ne-a luat pe toți la declarație, a luat toți jucătorii la declarație, și s-a stins, s-a îngropat. Păi nu s-a îngropat, s-a dat ce s-a întâmplat pe teren. Eu mi-aduc aminte din ce am văzut la televizor, părea așa de cusut, coața albă, meciul ăla. Cred că nu te-ai uitat la, nu te referi la meciul ăsta. Cred că la altceva. Meci Ceahlău Dinamo. Păi da, dar nu. La noi acolo s-a jucat perfect, 100% corect. Penalti, Pădureanu, conducător bun. Foarte bun. Și de cuvânt. Păi n-am pierdut campionatul noi când l-am pierdut
98-99 n-am pierdut din cauza lui Neajan și lui Pinalti. Nu ți-au ce aminte pe zăpadă am luat bătaie 1-0 la Bistrița și la Piatra Neamțului, acolo am pierdut. În rest n-am pierdut nicăieri. Da bine, era o prietenie între ei, atât că lumea îl înjură pe Pădureanu, Pădureanu a murit chiar sărac, a fost nevoie să strângă bani ca să-l înmormânteze. Însă e adevărat că aia era perioada, așa numită perioada a cooperativei. Te simți unul dintre foștii membri ai cooperativei? Acum sincer, că s-a prescris, ca să zic așa. Păi ne-au Ovidiu, dacă eu tot timpul m-am bătut numai la locul 1, n-am luat cu locul 1 și locul 2, era tragedie la locul 2, ce cooperativă? Adică tu te consideri victima cooperativei? Nu, 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 nu mă consider victima. Pe mine m-a interesat, pe mine m-a interesat să câștig oriunde. Orice trebuie să câștig. Dinamo. Da, Dinamo. Care, normal. Cum să spun, la tine pare să fie, iartă-mă că-ți spun, mai mult decât o iubire la tine, e o obsesie, adică... A fost, ce să fac? Asta m-am hrănit atâția ani. Păi și poți să te depărtezi de ea, adică așa, nu simți, când te uiți la televizor, nu-ți vine să te duci, să pleci la club? De multe ori, da. Asta e, am frânat de mână tras. Din prevedere, Cristi, sau ți-e frică, pur și simplu? Nu, nu, nu mai am stimulentul ăla, nu mai am motivația aia, Ovidiu. Știi foarte bine că eram... Nea Cornel, eu, Buduru, Stoienescu, Neatică Dănilescu. Știi că la noi era 11-12 noaptea, Crăciun, Paște, erau non-stop angrenați. Nu e cum se întâmplă acum, te duci o oră, două, trei ore, noi eram 24-24. Da, mi-aduc aminte, am fost o dată și l-ai chemat pe Tică Dănilescu, care avea niște caiete, așa, totul cu tot, minutele, cu tot, când tot, a intrat pe tot, teren, că Tică Dănilescu era, cum să spun, tot, matematica întâmplată. La Craiova, când am luat Craiova, prima dată, gândește că am luat 14 jucători, de la 11 seara, cu Neatică și cu fată de la secretaria, de la mine, care mi-era secretară, cu o mașină de scris, de la 11 noaptea până la 5 dimineața. Trebuia să bați, știi cum era, la atunci mașină. Atunci ai transferat jucătorii. Da. De la 11 noaptea la 5 dimineața. Da. Hai să vorbim un pic despre copii. Da. Câți, unul dintre ei e conceput în detenție? Păi nu, cam 4 concepuți în detenție. 4 sunt concepuți în detenție? Da. Cei 3 cu Valentina? Da, și Gloria cu din a doua căsătorie. A, înseamnă că sunt condiții acolo. Camera de, cum se cheamă, camera nupțială. Nu, n-a fost niciodată. A, ieșai? Da, în permisie. Dar acolo n-ai folosit niciodată camera nupțială, se cheamă, parcă, nu? Nu, puteam să, nu. A, când aveai permisie. Deci, mai aveai o permisie, mai făceai un copil. Ce să fac? Să-ți trăiască, cum să spun. Mi-a trecut și mie mai ușor. Am avut adrenalină, stimulent. Că acolo foarte important este moralul. Da, mai zis că vi-l întreținea Giovanni și Victor. Da. Care mai tare din ei, Giovanni sau Victor? Giovanni. Giovanni. Victor e, cum îl știi, mai calm, mai așezat, mai... Dar... Am avut noroc. Mare noroc. Cu ei? Da. Da, bine, a fost o întâmplare norocoasă că ați nimerit împreună. Că altfel... Așa erați respectați acolo? Adică erați... Sau... Păi sunt avantaje și dezavantaje, Neovidiu. Că dacă erai, cum ești cunoscut, dacă era dunga asta așa, tu ca și cunoscut, trebuia să calci cu un metru mai... Pentru că toată lumea era cu ochii pe tine. Dacă nu erai cunoscut, puteai să faci ce vrei. Dar noi... Păi n-ai văzut, nu se scria din două în două săptămâni sau pe fiecare săptămână. Face fitness, are duș, are... Mie mi-a spus, ții-o minte, mi-a spus un prieten, mă rog, un om legat de fotbal, lumea zice, lângă celula lui Borcea, da? Zice, e o sală de sport, zice, Borcea, vor să-i facă ușă să treacă din celulă. Niciodată. Dom'le, ce știu, sigur. Păi, îți dai seama că toți care se uitau, pentru că
ai pază și regim, camere de luat vederi, Ovidiu, nu e, e totul monitorizat acolo. În momentul de la, din parcare de afară, păi nu știu, ești tu nebun? Ăla, nu știu, că zicea că venea Valentina la mine în, pe secție. Așa. Știi, păi știi, ca să ajungi, ai fost vreodată? N-am fost niciodată și nici nu-mi propun. Păi nu, la, mă refer la vreun prieten. Așa, da, asta, nu, nu. Păi ca să intri de afară, în primul rând, că n-ai voie cu nimic, doi, treci prin camere de luat vederi, treci prin filtru. Bine, acum Valentina, dacă venea, n-avea nevoie de nimic, era suficient să vină. Păi știi că mergeai câte un kilometru până la secție și prin... prin a... Adică erau filtre, nu puteai să... Nu, nu e vin, și monitorizare, nu, ci vezi la televizor. Crezi că... Da, unde sală de fitness? Pentru că aia, directorii de pază și regim sau cine erau pe secție, râdeau. Pentru că nu există. Da, acum închisoarea, eu știu, Jilava, da. Rahova, n-au o sală de sport, totuși, sunt miște deci, avea o deținuții. Sală de, deci, deținuții aveau o sală de sport, Neovidiu, la Jilava, maxim, uite cât asta. Da, în exterior, în afara secțiilor. Da. Atât. Adică izolată de, izolat, de atât. Celule. Atât. Poarta albă nu avea Neovidiu. Deci îți dai seama, când ei spuneau la Poarta Albă că e sală de fitness, că nu știu ce, nu există la Poarta Albă sală da, de fitness. Adică nu exista nici sală nici. De sport a închisorii. A închisorii, da, da. Deci, folclor mult. Trebuia să scrie. Cristi, eu îți mulțumesc că ai venit, îți mulțumesc că ai fost sincer. Ai un minut să spui ce vrei tu fără să te întreb eu, adică să nu te mai provoc. Să ne spui mergi... când te întorci în fotbal, dacă te întorci. Ovidiu, dacă o dai volantă sau nu, tot nu mă întorc. Mi-aș dori foarte mult suporterii să rezolve cu această problemă cu Dinamo, dar cel mai mult mi-aș dori stadionul să se facă și atunci Dinamo ar, veni, ar redeveni echipa ca... care ne-am obișnuit cu toți. Adică tu crezi că revirimentul lui Dinamo s-ar lega de construcția unui nou stadion? Dar care trebuie făcut. Adică... Sală de sport s-a făcut. Stadion de ce nu se face? Păi Neovidiu, uite atâta zburuienile. De ce nu mergi să filmați odată așa? Plin de șobolani, centrul Bucureștiului. 20 de hectare. Da, am înțeles. Nu te mai întreb cine e vinovat, că o să-mi spui că toată lumea e vinovată. Cine este vinovat? Dacă sistemul nostru. Sistem. Domnilor și domnilor, a fost Cristi Borcea. Îi mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc dumneavoastră că v-ați uitat la noi. Ne revedem miercuri la viitoare, miercuri seara de la 8. Până atunci, vă urez tuturor să vă meargă cât mai bine.